Hei, dragilor, eu sunt Ai Flora Marina și astăzi m-am decis. Da. Astăzi m-am decis să fac un story time despre cum am ajuns eu la stilul ăsta și cum am ajuns să-mi schimb mentalitatea doar într-un an. Ok. Ciudat. Păi, mulți dintre voi m-ați întrebat cum am ajuns să mă schimb, de ce sunt atât de diferită. Nu la caracter, la aspect. În ce sens? Peste tot! Negru, negru, negru! Prima oară cred că mi-e exteriorizam sufletul, dar de data asta începe să-mi placă foarte mult. Negru. Da. Haideți să începem. Păi, povestea începe cam așa. V-am povestit de singurul prieten. După ce ne-am despărțit, am încercat oarecum să-l recâștig. El era foarte pasionat de muzica rock, adică bine, rock alternativ, nu modul ăla hard. Și am început și eu să ascult. Prima oară, gen, nu-mi plăcea. Voiam să mă schimb întru totul, pentru că înainte eram tipa aia care se îmbracă doar ca Barbie, doar ca o păpușă și... eram foarte diferită de acum. Puteți să priviți pozele aici. Da. Așa, deci să continuăm povestea. Am încercat să mă schimb pentru el, care a fost cea mai proastă idee din viața mea. Am început să ascult muzică rock, vă recunosc că nu am... Deci prima oară la început nu mi-a plăcut. Nu mă judecați, ascultam și manele. Nu sunt taxată doar pe un gen de muzică. Mă adaptez la orice gen de muzică, depinde de melodie. Am zis, hai să încerc, hai să învăț melodii de acolo, Metallica, Unforgiven, de la Pantera, Cowboys from Hell. Am început să ascult Bri Adams, Marx Richard, ei nu sunt neapărat, ei sunt pop rock. Am mai început să ascult de la Scorpions, după aceea am început să ascult metal și hardcore și de la hardcore am început să ascult In This Moment și chiar îmi plăceau unele melodii de la ei, gen Blood sau Adrenalize Me. Da, un nume foarte excelent. La un moment dat a început să mă pasioneze genurile astea de muzică. Gen, ascultându-le tot timpul, chiar au ajuns să-mi placă foarte mult melodiile respective. De fiecare dată când mă întâlneam cu el, ascultam melodii și cântam de la Bri Adams și tot felul de ce le plăcea nouă. Adică a ajuns să-mi placă și mie foarte mult ce lui plăcea. Și el, când a observat că ascult hardcore, mi-a spus că mie nu-mi place hardcore-ul. Și eu eram ceva de genul, what? Da. Și după aceea, să zicem că am trecut printr-o perioadă de anxietate și, într-adevăr, îmi schimbasem odată cu genurile muzicale, îmi schimbasem și stilul cald, că ascultam că maxam doar pe genurile astea mai dure, mai hard. Dar, într-adevăr, ajunsese să mă îmbrac mai negru, mai dark și după aceea am trecut printr-o perioadă mai proastă. Ajunsesem la stadiul ăla să fiu tristă în fiecare zi, dar mă supăram doar din banalități și puneam la suflet orice. După ce am ajuns să fiu așa, ascultam tot felul de melodii, dar aveau un lyrics foarte trist și mă regăseam în ele. N-am mai ajuns să mă fac cu tipul respectiv, dar, nu știu, e minunat că m-am regăsit pe mine și consider că stilul pe care l-am acum și personalitatea mea și cum mă îmbrac, mă avantajează mult mai mult și simt că sunt mult mai liberă. You have to be yourself. Da, și... da, după aceea avem efectiv perioada aia. Sufeream foarte mult și eram foarte intrigată de fapt că am depus mult efort. Chiar mi-am schimbat personalitatea pentru tipul respectiv. În perioada aceea, când eram foarte intrigată, după ce eram eu foarte intrigată, el a ales o altă fată. Tipa respectivă este foarte pastelată, foarte colorată, foarte stilată și gen este exact opusul meu, adică dark. Ea este mai colorată, colorful mind, colorful aspect. Nu recunosc că eram ceva de genul, mie m-a schimbat degeaba. Aveam unele persoane care efectiv mă judecau și puneam foarte mult la suflet și asta nu a fost ok, pentru că din fiecare, efectiv, dacă cineva nu se lua neapărat de aspect și zicea că sunt proastă, eu și de asta sufeream. Și la un moment dat am zis să nu mai pun la suflet, că vreau să termin odată cu asta, că nu mai vreau să pun la suflet tot ce spun ceilalți despre mine. Perioada cu tipul respectiv a trecut. S-a dus. Acum eram foarte afectată, preconsiderentul că oamenii mă judecă.
Am încercat să mă schimb de mai multe ori. Oricum m-aș fi schimbat, oamenii tot mă criticau și așa mi-am dat seama că, bă, pot să fii oricum, că întotdeauna va exista cineva care efectiv nu te va suporta din propria existență. Și am zis că gata, îmi bat piciorul, nu mai pun la suflet nicio părere, nicio opinie a niciunei persoane. Bun, dacă este de bun augur, atunci, bă, ia în considerare că cineva crede că ești frumoasă, că cineva crede că ești o persoană chiar foarte bună, că cineva chiar te admiră. Cel mai important este ceea ce crezi tu despre tine. Și eu în momentul ăla recunosc că mă credeam o persoană chiar foarte bună. La un moment dat am început să cred despre mine că sunt un om ca oricare alt. Pentru că când era perioada cu tipa respectivă, gen tipa care s-a pus cu băiatul, am început să vorbesc despre ea, dar efectiv nu era chiar ceea ce consideram eu despre ea. Aveam o minte bolnavă, pentru că dacă cineva venea la mine și îmi spunea ceva de rău despre ea, eu stăteam și ascultam și mie îmi plăcea. Da, și acum îmi dau seama că n-am făcut altceva decât să mă răutățesc pe mine ca personalitate, că gen i-am intrat în joc și așa. Și da, consider că, nu știu, eu am făcut cea mai mare greșeală aici, pentru că în momentul în care vorbești despre o persoană înseamnă că te consideri inferior. De-aia nu vorbești despre altceva. Că dacă zici așa despre pur și simplu caracter și nu te iei de aspectul unei persoane, înseamnă că, bă, dacă e fals, așa s-a manifestat față de mine, așa zici unei persoane. Dar când te legi de aspectul cuiva, înseamnă că te simți inferior și vorbești cu alții despre persoana respectivă, așteptând ca ceilalți să te afirme și tu să te simți în regulă, adică liniștită și stabilă pe aspectul tău. Adică să nu te mai consideri inferior. Asta este ceea ce cred acum. Și da, am avut perioada aia în care am judecat. Recunosc. De asta spun că sunt un om ca oricare altul. Și cu bune pot să fac și fapte bune și fapte rele pot să judec. Dar înainte chiar eram contra gen să judeci pe cineva. Bine, acum mi-am dat seama că este greșit ceea ce am făcut. Mi-am revenit la normal. Acum nu mă mai interesează ce face X, Y, Z. Nu mă mai interesează absolut nimic. Mă interesează strict de propria persoană și încerc să-mi fac viața mai frumoasă și cât despre stilul meu. Ei bine, așa am rămas și așa voi fi și chiar mă bucur că mi-am schimbat stilul și personalitatea, chiar dacă a fost involuntar, gen am încercat să mă schimb pentru tipul respectiv, chiar dacă nu mi-am atins scopul, să zic așa. Mă bucur că m-am regăsit pe mine și chiar mă simt mult mai liberă și mă simt în pielea mea exact așa cum sunt. I have a dark soul, I have to be a dark girl. Și n-aș mai critica niciodată în viața mea o persoană și cred că chestia asta m-a învățat o lecție. Trebuie să fii tu însuți și să nu te uiți la alții, să te uiți doar la tine. Și deci, acum într-un final, sunt foarte fericită. I don't give a fuck. Sunt foarte fericită. Și chiar nu-mi pasă de ce spune lumea despre mine. Dar în schimb, iau în considerare păreri pozitive, pentru că mă încurajați. Pentru că vă iubesc. Eu sunt Flora și acesta a fost Story Time. Ne vedem în clipul următor. Ciao!